Echipe de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor desfășoară controle tematice în zonele turistice. Pe durata întregii veri, inspectorii vor verifica modul în care se desfășoară activitățile comerciale în spațiile de cazare și de agrement, astfel ca turiștilor să nu le fie încălcate drepturile. Pe toată perioada estivală avem controle tematice în zonele turistice. Aici se verifică modul de respectare a drepturilor consumatorilor la spațiile de cazare, spațiile de masă, dacă piscinele sunt dotate corespunzător și calitatea apei este monitorizată. Controlele au început încă din luna iunie și vor continua până la sfârșitul lunii august. Din fericire, nici la hoteluri și nici la restaurante nu s-au descoperit nereguli, deși turiștii au început să aleagă tot mai multe zone din județul Buzău ca destinație de vacanță. La cele care au fost controlate până acum nu au fost găsite nereguli, dar vreau să specific că și în decursul anului 2019 nu a fost înregistrată niciun fel de reclamație la spațiile de cazare și spațiile turiste de pe raza județului Buzău. Încă mă bucură faptul că stațiunea Munteoru s-a dezvoltat și că rata de cazare acum este de 100%. În același timp, doi angajați ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Buzău sunt detașați pe litoral, unde participă alături de colegi din țară la controale specifice sezonului estival.